Da, este sărbătoare și o numim așa pentru că este cel mai mare eveniment de pe parcursul istoriei și anume momentul în care Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a ales să vină într-o lume plină de mizerie, într-o lume plină de păcat. A venit pentru mine și a venit pentru tine. A ales simplitatea ca eu și tu să putem avea parte de mântuire. Suntem într-o localitate împreună cu echipa în care slujesc, Asociația Misiunii Generații de Mâine, într-o localitate numită Ivănești, din județul Vaslui, și aici în spate, în căminul cultural, ducem oamenilor această veste. Suntem la un program de evangelizare, un program în care am cântat oamenilor despre nașterea Domnului Iisus Hristos, în care se predică despre nașterea Domnului Iisus Hristos și nu doar despre o naștere, ci despre salvarea pe care o putem avea prin acest rege, prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Este vital să rămânem aproape de Dumnezeu, este vital să credem în El, este vital să-L acceptăm pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieților noastre, pentru că suntem doar un abur, un abur care va trece, un abur care se va stinge și oricât de frumoase ar fi lucrurile de pe acest pământ, oricât de mult ne-ar plăcea și ne-am complace în viața de pe acest pământ, ea este trecătoare, dar ne așteaptă o veșnicie, o veșnicie pentru care Iisus Hristos a venit la noi, a venit pe pământ, ca eu și tu să fim salvați. Apoi a plecat în cer și ne-a promis că ne pregătește un loc. Un loc pe care trebuie să-l câștigăm prin purtarea noastră, prin faptul că îl primim pe Iisus Hristos în inima noastră ca Domn și Mântuitor. Și drag prieten, te provoc, oricine ai fi, chiar dacă ești credincios, chiar dacă te numești pocăit, chiar dacă poate ești printre cei care nu au încheiat un legământ cu Iisus Hristos, te provoc să trăiești o viață reală, te provoc să trăiești o viață simplă, o viață în care Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, să fie rege, să fie domn, iar El să schimbe viața ta. Fii binecuvântat și sărbători cu bine!